Spitalele din subordinea Consiliului Județean riscă să rămână fără acoperire bugetară până la sfârșitul anului. Din acest motiv, angajații se gândesc la proteste. Fiecare spune că dacă ai început anul cu o anumită cifră la cheltuieli de personal, ești obligat să te încadrezi în acea cifră. Și dacă nu te încadrezi, trebuie să iei tot felul de măsuri, inclusiv ceea ce se întâmplă, că mai e încă o problemă spinoasă, inclusiv ceea ce se întâmplă respectiv, sunt blocate toate angajările, tot ce se vacantează anul ăsta și ar trebui scos la concurs, în cazul celor 6 spitale din subordinea Consiliului Județean, nu se întâmplă, pentru că ei în felul ăsta fac o economie la bugetul de salarii. Aceste inconveniente se datorează faptului că odată cu creșterea cheltuielilor cu personalul, trebuia să se ajusteze bugetul aprobat inițial. Cu toate acestea, bugetul a fost aprobat pentru un număr de angajați conform legislației de salarizare valabile la 1 ianuarie. Însă în martie au fost introduse majorări salariale pentru toți angajații din sistemul sanitar printr-un act normativ. Aceasta a dus la modificarea cheltuielilor, făcând aproape imposibilă menținerea cheltuielilor la nivelul de la începutul anului. Fac acest apel încă de pe acum pentru cei care conduc destinele județului și ale celor 6 spitale să înțeleagă că nu vom fi liniștiți până când nu vor fi găsite soluții, astfel încât să nu existe probleme privind plata salariilor. Ar fi absurd ca banii să existe în cont, pentru că trebuie menționat casa de asigurări virează acești bani, dar să nu poată fi plătite salariile pentru că nu există filă de buget, pentru că practic nu a fost rectificat bugetul. Angajații iau în considerare proteste, inclusiv stoparea activității dacă nu se găsește o rezolvare. Soluția la aceste probleme este relativ simplă și ar putea veni din partea Consiliului Județean.